Incident grav în orașul Călan din Hunedoara. O tânără de 18 ani a fost aruncată de la etajul 3 de iubitul său cu un an mai mare. S-au certat, iar individul și-a pierdut cumpătul, spun polițiștii care îl cercetează pentru tentativă de omor. În urmă cu puțin timp, suspectul a fost arestat. Victima este în stare gravă cu mai multe fracturi. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Nu mai stați așa, că lăsați-o să iau. Contează că e conștientă, e conștientă. Cei doi tineri locuiesc într-un bloc din Călan, județul Hunedoara. Aseară s-au certat pentru că fata ar fi primit mai multe mesaje pe telefon. Polițiștii spun că individul a agresat-o și a aruncat-o de la etajul 3, de la 10 metri înălțime. Vecinii au văzut-o pe tânără întinsă la pământ și au sunat la 112. Dumnezeu știe, la care zile de la Dumnezeu trăiești? Am auzit sirena de la Smurt, poliția, concubinul ei a aruncat-o pe geam. De la ce credeți că s-a luat la ceartă? De la un telefon, a fost ceva, o gelozie. Ea nu știu cu cine ar fi vorbit pe telefon, el ar fi intrat în casă și o prins-o. Fără să-i pese de soarta ei, agresorul fetei aștepta liniștit în apartament. A fost scos de polițiști și protejat de mulțimea care voia să-l bată. Uitați aici, ai pus cu cătușe tot. Victima are mai multe fracturi de bazin și a fost transferată la Timișoara. A rămas internată urma investigațiilor pe care le-am efectuat și noi în Spitalul Județean, pe secția de politraumatologie. Urmează acum să beneficieze de tratament. Medicii spun că doar o minune a făcut ca tânăra să supraviețuiască experienței dramatice. Individul este cercetat pentru tentativă de omor. Acest comportament impulsiv, că despre acest lucru se poate vorbi în cazul acestui tânăr, este un model de comportament în care există o dorință puternică de a acționa rapid, fără a se gândi la consecințe. Pe de altă parte, aproape că nu trece o zi fără să nu aflăm despre un nou caz de violență domestică. În 2020, poliția a înregistrat aproape 27.000 de astfel de dosare. 91% dintre agresori sunt bărbați, iar 80% dintre victime, femei. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.